Dacă vrei coins pentru FIFA 17, folosește linkul din descriere sau apasă click pe Add Notarea de pe ecran. Nu uita să folosești codul SUN pentru 5% reducere. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un episod din FIFA 17 The Journey. Iată, Newcastle se află pe locul 4, la 3 puncte în spatele celor de la Nottingham Forest, 2 în spatele lui Norwich și a lui Sheffield. Sunt 3 echipe neînvinse. Norwich, Sheffield și Newcastle, Nottingham Forest a luat bătaia, dar are mai multe victorii. Nu prea au făcut restate de egalitate. O nouă zi de antrenamente pentru noi. Trebuie să ne concentrăm să facem antrenamentele cât mai bine. Iar dacă voi vreți să vedeți în continuare această serie, nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Hunter, trebuie să fii în formă. Haideți să facem antrenamentele bune ca să rămânem în primul 11. Să vedem ce mai zice Dino. Great collectives are forged by hard work in training. Hard work in training, lovituri libere, doamne. Aici trebuie să avem mare grijă. Trebuie să avem mare grijă, nu prea mă... Păi ce foarte tare, dar eu zic că vom descurca. Haideți să vedem. Vine șutul lui Hunter primul. Ei, mai cate. Asta va fi și mai grea. Hunter. Ai, 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 ai. Cred că e bine așa. Nu, no, prinde poarta, Hunter. Hunter încă o dată. Ăsta e bun, e bine, 1000. Dar ratăm, nu intră mingea în poartă, din păcate. Hunter încă o dată, vin cu porții, vizăm. Bară, păi se putea să nu dăm noi bară? Se putea să nu dăm noi bară? Ăsta e bine? E bine. Încă o dată, cred că am dat prea mult. Cred că se face pe lângă, nu? Nu, no, se duce perfect. Perfect. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. 20 de secunde. Bară. Cred că am dat bară. Nu mai bară. Bun. Intră și în poartă. Perfect. Excelent. Ei, e bine că măcar avem excelent. Se duce bine 1000 de puncte, dar din nou nu vrea mingea să intre în poartă. Încă o dată Hunter. Bun. Perfect. Și ultima execuție ca să se ducă în bară mingea asta. Eram sigur că se duce bară. Am dat prea tare, oricum e excelent, ceea ce e bine. Și acum va fi puțin mai greu. Cu portarul în poartă. Trebuie să trecem de zid aici. Bine, băiatule, bravo. Bravo, bună execuție. E, aici e mai greu. Aici nu cred că va avea probleme portarul. Nu, n-are probleme. Aici trebuie să dau numai peste zid. Altfel nu vom reuși să marcăm. Bară. Ghinionul e cu noi, să zicem așa. Hunter, Vinclu. Perfect. Perfect. Aici portarul n-a văzut. E, ia să încercăm. Aici trebuie să încercăm să dăm pe jos. Bun. Din nou bară. Haide, Hunterică. Haide, Hunterică. Bun, bravo, bine. Mai avem 5 încercări? 5 încercări. Sperăm să prindem acum poarta. Păi de ce? Încă o dată, peste zi, da, n-are ce să facă portarul, good job. Dar dacă dăm noi așa acum, tare în forță. Wow, iată reține. E greu. Aici încercăm din nou peste și e bine. Excelent și de această dată. Haide cu golul, fără frică, bară. Și aici în forță, pe jos. Ah, n-am ținut jos, dar oricum e excelent, ceea ce e bine. Atât excelent, asta contează. Noi ne-am descurcat bine la aceste antrenamente. Iată, creștem la șuturile de la distanță. E bine că reușim să creștem. Sunt curios dacă vom fi în primul 11 și în partida viitoare. Mai bine este aceasta cu Wolverhampton. Partida interesantă și da, din câte am văzut eu, suntem titulari... Jucăm cu Hunter de această dată. Vreau să mai joc și așa. Adică, da, e modul făcut. Să jucăm cu Hunter. Nu cu toată echipa. Dacă înțelegeți, Hunter intră în arenă în 3, 2, 1. Acum vreau să intri în arenă, Hunter. Haide. Nu vreau să mă las să dau advance. Ce-mi face? Ce-ar fi să mă țin așa vreo 20 de zile? Haideți să vedem ce mai avem noi pe aici. 89.000 de followeri. Bun. Acum 6 zile.
Pam, pam. Mergem mai departe. Avem meci important cu Vlorentăm în deplasare. Hunter e titular. Hunter e titular, jucăm doar cu el. Trebuie să avem mare grijă, să ne concentrăm și să câștigăm partida. Altfel, nu e bine pentru noi, pentru că noi, știți, luptăm la titlul, nu bine. Bun, calm. Așa, întoarce balonul. Nu te complica, joacă aici cu mine. Că și eu joc cu dumneata, așa. Bun. Până acum ne descurcăm bine, zic eu. Eee, dar asta nu e o pasă bună pentru mine. Mă duc să cu totul și cu totul în altă direcție. Wolverhampton e periculoasă. Nu trebuie să le dăm poarta. Asta e tot ce trebuie să facem. Nu le dăm poarta. Iată cum ce frumos schimbă partea. Costa, Costa vine cu centrarea și e gol. E 1-0 Wolverhampton. Ce frumos încep gazdele această partidă. Ce eroare facem. Bună centrare. Portarul n-are ce să facă. N-are ce să facă la o astfel de fază portarul. Minutul 7, Wolverhampton deschide scorul. Mai bine atât nici că se putea. Bine. Dau drumul la pase și dă și tu mai departe. Acum forțăm. E fault, nu? A fost intrare corectă. Da, a fost intrare corectă. Nu recuperăm acolo balonul. Nu înțeleg de ce. Da, e fault. Ăsta e fault. Dar nu-i da galben. Ei, cam de vreme, domn arbitru, să dai galben. Nu cred că a fost o intervenție chiar așa dură de cartonaș galben. Plus că este primul fault al partidei. Haideți să avem totuși grijă. Hunter greșește pasa. Ei, și acum a recuperat balonul și putem declanșa contraatacul. Haideți, băieți. Ei, și mă bagă în offside, că așa dă el. Of, 5,9 în aceste momente nota noastră, început slab de meci pentru noi. Ne-a prins și în offside această fază și ne-a scăzut. Bine. De ce te bagi? De ce te bagi? Ce fraier? Ce fraier? S-a băgat el când recuperasem balonul. Jucăm mai departe. Avansăm, încearcă dribblingul, da, reușește până la urmă dribblingul și dă-i drumul la pase. Bine, pasă. Nu reușim să scoatem mingea de acolo. Oh, Hunter, ce frumos, păcat că n-are să șutez. Haide mă, haide mă, hai cu pasa bună. Câștigă și tu duelul ăla în cap, nu-l mai lăsa să dea. Deja mă enervez. Suntem aici doi jucători, el preferă să încerce dribbling-urile. E mai bine așa, nu? E mai bine să pierdem balonul. Ce rost are să marcăm sau să fim periculoși la poarta adversă? Hai că nu e un tackling rău. Îl blocasem acolo, nu l-am lăsat să dea drumul la pase. Frumos. Why Newcastle? Joc și eu un pase și am plecat. E faza noastră. Hunter. Bine. Ce frumos ne descurcăm, putem șuta, vine șutul! Oh, amazing goal! Hunter marchează 1-1, Everton este egal, Wolverhampton, mă scuzați, este egalat în aceste momente. Fază frumoasă! Nu cred că s-a așteptat nimeni să șuteze în acea poziție, plus că nu aveam un spațiu, adică era o zonă aglomerată, privind jucătorii lui Wolverhampton, cât de bine erau așezați, însă un efect imprimat senzațional balonului, se duce în plasa laterală și Hunter reușește să marcheze, bravo băiatule, 1-1 Wolverhampton, se vede egalat în minutul 27 la 20 de minute după ce au reușit să marcheze, Wolverhampton, iată, primește gol, se mai întâmplă. N-ai ce să faci, oricum o execuție frumoasă și acest gol al lui Hunter chiar merită un like. Bine, dăm și pase cu călcâiul că am învățat, până acum avem nota 8, nu-i rău. Jucăm din prima, nice passing și am plecat, din nou Wolverhampton este în pericol. Newcastle, să-l vedem pe Hunter. Hunter poate veni cu centrarea, vine cu o centrare! Dar, din păcate, pentru noi nu a fost cea mai bună centrare.
Hai. Mergem, băgăm în zona centrală acest balon, deoarece era liber jucătorul nostru, dar pasa acum nu e una foarte bună. Hunter se descurcă ușor, ușor, din ce în ce mai bine, să spunem așa, are o casă, îl marchează gol după gol. Iată, Wolverhampton poate fi periculoasă acum, hai, dar sunt doar doi jucători, nu-i dai șansa să centreze. Dacă iar relă gol pe centrare, dintr-o centrare, vă mănânc. A ieșit cu mingea în afara terenului. Cer balonul, nu-l primesc aici, era și greu. Mai departe, bine jucăm, iată cum plecăm, dar trebuie să joace, cred că în partea dreaptă, era mai liberă zona, foarte bine și acum. Să vedem ce facem. Bine, întoarcem balonul frumos în acea zonă. No, calm. Newcastle, iată, joacă în pasă și Wolverhampton are probleme. Bine, frumos, frumoase combinații în aceste momente. Newcastle nu reușește până la urmă pasa decisivă. Plecasem bine, dar din păcate, asta este, n-a reușit să ne creăm o șansă la poartă. Cred că din nou va veni momentul când trebuie să iau puțin pe cont propriu balonul și să vedem ce vom putea realiza. Un minut de la margine, nu, două, s-a arătat, nu știu de ce am văzut eu, un minut aproape de recuperare, aproape de a recupera balonul, dar se termină prima repriză, 1-1, am reușit să marcăm, am jucat bine, am jucat în pase, managerul Dino este mulțumit de jocul lui Hunter până acum și nu cred că ar avea de ce să nu fie mulțumit, iată, pasă bună, dar nu s-a... cu echipierul nostru, nu și-a dat seama de cum vrem noi să jucăm acest balon. Bine, am plecat. A plecat, bine, haide. No, 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 no. Bine, ne descurcăm până la urmă. Putem marca. E gol, bară, nu. Ce ocazie ratează. Ce ocazie ratează acum Newcastle de a trece în avantaj. Are norocul Wolverhampton. Gazdele au mare noroc în aceste momente. Putea fi gol. Bara se opune, din păcate pentru noi bara se opune, eu stau aici să nu-l las să joace înapoi, aș vrea să forțez puțin să dea mingea în afară, iată până la urmă joacă înapoi, putem recupera balonul însă s-a descurcat bine, trebuie să stau puțin să mă odihnesc, iată am obosit, Hunter are 1,4 nota, o notă bună. Putem spune, pasă bună, mai departe, nu e o preluare fenomenală, dacă juca până în margine. Era perfect. Era perfect dacă juca până margine Newcastle. Acum avem probleme la fazele astea înalte. Domnul arbitru îl împinge. Dă-i și tu un faul ceva. Nu se poate, nici chiar așa. Haide să vedem atacul celor de la Wolverhampton. Costa. Costa. Nu lăsa să centreze. Ați văzut cât de periculos sunt la fazele înalte. Aruncare de la margine. Wolverhampton face o nouă modificare. Dico intră și el. Oare Dico va reuși să facă ceva? O nouă aruncare de la margine. E un moment totuși în care Wolverhampton începe să pună presiune pe Newcastle. Dar vedem ce se va întâmpla. Iată acum ocazie de gol. Nu lăsa să șuteze. Foarte aproape Newcastle să primească din nou gol. Trebuie să ieșim din defensivă cât mai rapid. Acum putem însă declanșa contraatacul. Să vedem. Vine pasa bună. Da, n-a fost rea pasa, bună recuperare acum. Aproape de gol. A ieșit portarul foarte bine acolo. A ieșit portarul foarte bine. Era unul, dacă era pasa puțin mai înceată, ajungeam la balon din prima și altfel vorbeam acum. Iată, Wolverhampton încă o dată, o fază lungă. Acum reușim noi să dăm cu capul Mămir. Totul Wolverhampton la balon în care sunt periculos și apără, respinge portarul nostru foarte bine. Nu lăsa să șuteze din nou. Ce intervenție are goalkeeperul nostru. Bine, să vedem dacă câștigăm de la cap, da, îl câștigăm. Și plecăm. Din nou de unul singur. Nu prea mai avem, să zicem așa, stamină. Dă-i pe drumul la pase, băi! Dă-i pe drumul la pase, că mă enervezi! Din nou Alexander de unul singur. Aici am exagerat ce-i drept, dar în momentele în care trebuia să-mi dea pasă, când eram liber, nu a dat și...
Am încercat să iau și pe compropriu să vedem, poate schimbăm ceva. De ce dai cu mingea în spate? Haideți, băieți. Haideți să mai avem și noi o fază ceva. Dă-i drumul la pase bine acum. Încerc dribbling-ul, nu-l reușesc, dar nici nu-l las. Nici nu-l las. Bine, mai departe. Newcastle, o minge lungă, nu cred că vom ajunge. Eram sigur că n-ajungem la balon. Tackling în disperare. Făcut de mine 1,3 notă. Hunter, dar mofti că nu reușim să mai dăm un gol. Haideți, am egalat rapid și ce facem? Bine, bine, ține mingea în teren. Nu ține mingea în teren. Nu ține mingea în teren. Intră și John în locul lui Costa. Costa, într-adevăr, Costa nu mai putea alerga. Hai cu pasa aia bună. Te schimbi, te faci, te una alta. Wolverhampton în atac. Mai puțin de 10 minute până la finalul partidei. În continuare. Ei, arbitre. Ei, arbitre, ce ne faci? Oh, nu, nu, nu. Fără roșu. Fără cartonașul. Deși mi se pare că am dat în minge. Mi se pare că am dat în minge. Sunt curios ce decizie va lua arbitru acum. E galben. E cartonaș galben. Am fost foarte aproape să iau roșu. Foarte aproape să iau cartonașul roșu. Mă mir că nu l-am luat. Vine șutul, unul slab. Portarul joacă cu mine. Bine, frumos, acum încercăm contraatacul și avem șansă. Din păcate, Hunter nu mai poate alerga. Ultimele eforturi depuse în acest final de partidă. Hunter, bară, nu se poate, nu se poate, nu se poate așa ceva, bara lui Hunter. Ce ocazie mare avem. Ce ocazie mare avem. Wolverhampton. Este corner, vin să joc la scurt. Bine, intru în careu acum. Nu știu, vreau să fac ceva de unul singur. Poate Hunter să marcheze? Nu se poate. Oh, Doamne, din nou ocazie mare. Din nou ocazie mare. Wolverhampton, mare noroc. Minutul 90 și iată. O nouă ocazie. Puteam să trecem în avantaj. Din păcate pentru noi, avem și ghinion. Se opune și bara. Bine. Pasă totuși cam tare, dar până la urmă ne descurcăm foarte bine, putem marca în aceste momente, întoarcem foarte bine, vine șutul, respinge portarul. Faza însă nu s-a trenat, Newcastle în continuare, este aici. Și Hunterino, nu, 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 șut slab. Puteam să dăm gol, puteam să dăm gol. Dezamăgit. Ta. Ce ocazie mare, ce ocazie mare mai bine să avem pe final de partidă. Da. Ce păcat, păcat că am făcut o partidă bună, am făcut o partidă bună și haideți să vedem. Am fost omul meciului astăzi. Football is a team sport and I had some outstanding support today. I'm just lucky to play with such a great talented team. But I'm definitely enjoying the moment. And you scored today, Alex. Am apărat astăzi. You work so hard to get a chance to play in the Premier League. And so when the gaffer actually plays you, it's really rewarding. I'm just grateful to have got the nod. Hopefully I can keep proving myself and the gaff will keep putting me in the team. So you're on a run of good form right now, Alex. What's the key to your success? Care este cheia succesului? I'm playing with a lot of talented and experienced players out there. Just learning a lot from watching and listening to them. We got it. Thank you. My pleasure. Da, a fost o declarație interesantă. Oricum, Alexander a vorbit despre, în mare parte am dat răspunsuri, să zic așa, despre jocul în echipă. S-a vorbit puțin despre golul marcat de mine, de Hunter, în această partidă. Și i-am mulțumit antrenorului că ne-a folosit. Avem jucători tineri în echipă, jucăm bine. O nouă partidă acum cu Ipswich Town. E derby asta.
E derby și trebuie să-l câștigăm neapărat. Haideți să vedem clasamentul. E în cupă! E în cupă și Ispicea a candat de pământ cu Manchester City, dacă nu mă înșel, în cupă. Da. Da, deci e un meci important în cupă pentru noi, trebuie să-l câștigăm. Trebuie să-l câștigăm și trebuie să facem o partidă bună. Plouă, dar nu ne va opri să câștigăm această partidă. Ipswich Town a eliminat pe Manchester City. Să vedem ce va face însă cu Newcastle. Hunter vine după o partidă bună, zic eu, făcută împotriva celor de la Wolverhampton în deplasare. Dar am avut ghinion, am marcat. Am avut ghinion, am ratat foarte mult pe final. Bara s-a opus și ea de două ori. Newcastle, asta este. N-a fost să fie, n-a reușit să marcăm. M-a dat direct în 5,5, nu cred. Încercăm acum să cerem balonul. Bine, scoate mingea de aici. Haideți, băieți. Băgăm mingea tot în centru. Frumos acum. Cred că trebuie să lase balonul să curgă, dar ajunge tot noi la minge. Păcat. Păcat, ar fi ieșit o fază bună aici. Stau și eu în careu. Se dau dueluri mari acolo. Ocazie de gol! Gol, 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 gol. 1-0 Newcastle. Iată echipa ce a eliminat după Manchester City. Ipswich Town nu primește gol. Extrem de rapid, lovitură de la colț. Minge deviată, portarul n-avea ce să mai facă. Mai mult autogol, putem spune. Dar iată, Ameobi este declarat autorul golului. Mie acolo mi s-a părut mai mult un autogol, serios. O minge deviată, o minge care ajungea direct în brațele portarului. Dar, din păcate pentru el, a fost deviată de un coechipier. Și iată, scorul este 1-0, minutul 10-11. Acum, Ipswich încearcă și ea. Vine o centrare, respingem. Hei. Trebuie să fim atenți. Bun, tot cu el jucăm. Haide, Hunter. Avansează și tu, Hunter. Urcăm, dar dacă nu primim balonul. Bun. Hei, pasă slabă. Tot noi încercăm recuperarea. Acum n-a fost o pasă foarte bună, nu-i nimic, o minge lungă, dar va ieși în afara terenului. 5,8 nota noastră. Mi-a scăzut prea rapid, zic eu, de la 6,1 la 5,8 iar. Dar să nu uităm, de la 6, dar la 5,5 noi ne ajungem la balon. Bine acum, tot cu mine joacă. Haide, e fault de cartonaș galben. Domn arbitru, capitanul va primi galbenul, ar trebui să-l primească. Să-l vede, da, îl primești. E clar, era faul, a fost un faul clar. Să vedem această lovitură liberă, probabil o minge înălțată în care Alexander nu ajunge la balon. Hei, am alunecat aici, domn arbitru, scuze-mă. Am alunecat. Nu-mi da galben, te rog. Nu-mi da galben, te rog, am alunecat, nu a fost cu intenție. Nu a fost cu intenție. Din nou, oaspeții forțează, dar nu reușesc mare lucru. Noi jucăm în pase. Jucăm în pase, ce-i drept, la noi jumătate, nu prea e bine. Acum bun driblingul, avansăm, pasă bună. Haideți, haideți băieți, putem să dăm și golul și vine șutul, gol! Gol! Alexander! Newcastle conduce cu 2-0. Frumoasă pasă. Șutul din prima. Nu știu dacă portarul s-a așteptat să șuteze din prima de acolo și cu dreptul. Își pune mâinile în cap jucătorului Ipswich Town. Da, puneți mâinile în cap. E 2-0. E 2-0 și ne facem, zic eu, viața ușoară în aceste momente. Newcastle United forțează, să spunem așa, câștigarea acestui trofeu. Îmi doresc să câștig acest trofeu. Va fi greu, dar voi face tot posibilul. 7,6 nota noastră din aceste momente. Ipswich Town poate reduce din diferență fără fault în care eu.
Hai, nu-l lăsați, hai cu recuperarea. Uite cât de ușor trece. Îmi dă 7,5 mii acum. Dar de ce că... O, centrare bună, respingem. Ar trebui să rețină portarul. Haide, băiatule. Haide că ia uite cât de liber sunt. Jucăm în pase. Bine. Un doiuri frumoase. Încearcă dribblingul, nu reușește. Haideți, băieți. Mai departe, mișcați-vă, mișcați-vă. Ah, pasa nu e una foarte bună. Am cerut pasa, dar mi se spune că am cerut-o prost. Da, ce-i drept, n-am cerut-o foarte bine. Nu aș vrea să fac un fault. Trebuie să am grijă cu stamina mea. Trebuie să am grijă cu stamina mea. Minutul 37, 2-0 pentru noi. Ipswich Town încearcă ușor, ușor să fie periculoasă și a fost. A fost, a avut șanse, n-a reușit să marcheze, dar la cum au jucat și la cum încearcă, cred că până la urmă vor reuși. Tot eu, păi tot eu sunt de vină că îmi dă la prost în ninge. Adică intră el ca idiotul. Pasa e bună, da. E bună în aceste momente. Haide, 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 aleargă, se dă fault. Se dă fault, Newcastle, din nou o șansă acum, să vedem. Iată cum o bag acolo, ne batem pentru balon. Calm, vine pasa cu mine. Hunter, aproape să fie faultat în careu. Bine, bun dribblingul. No, dă-i drumul la minge, da. Eram sigur că asta mi se va spune și așa e, ca am trăia să dau drumul la balon. Newcastle are 2-0. Deja parcă vreau și eu mai multe. Bun. În aceste momente Newcastle este ultima șansă. Arbitru pune punct final. 2-0. Intrăm bine la cabine. Intrăm bine cu 2-0. Să vedem până acum. Excelent. Este mulțumit antrenorul Dino de noi. Are și de ce. A jucat bine. Încerc eu dribblingul aici. Până la urmă reușim. Am fost faultat, domn arbitru. Am fost faultat. Am fost ținut de tricou. Și m-a încetinit. Ar trebui să dai fault. Serios. A, acum dai imediat. Când ți-o-i băgau alunecare, domn arbitru, să vedem ce mai zici. Ia mă, ia să-i bag eu alunecare la arbitru ăsta. Oh, am băgat la al meu. Am vrut să-i bag o alunecare la arbitru, că prea mă enerva, să vedem, îmi dă roșu, dar nu-mi dă nimic. Oh, domn arbitru, oh, vine centrarea! Respingem. Dar eu momentan mă concentram pe arbitru, vreau să-i dau una la arbitru, adică prea exagerează. Vine centrarea, acum iese portarul și reține. Haideți, băieți. Bine, întoarcem aici. Frumos. Da, și mă mir. Mă mir că n-a zis că e pasa mea proastă. Mă mir că n-a zis că e pasa mea proastă. Oh, faul, da, asta e faul, jocul continuă. Ce frumos schimbă partea, dar până la urmă se fluieră faultul. Nu-i nimic. Ipswich forțează acum golul ce i-ar băga din nou în partidă. 2-0 e un rezultat periculos. 2-0 e un rezultat periculos, aici câștigăm balonul și acum plecăm pe contraatac, să vedem. Întârzie prea mult însă. Întârzie prea mult, nu dribla. Era greu să treacă pe acolo. Era chiar greu. Op, bine. Bun. Bun driblingul meu de această dată, avansăm. Pasă mai departe, bună. Haideți, băieți, din nou încearcă el să întoarcă balonul acolo, nu foarte bine, Newcastle este periculos, să putem marca acum, Newcastle, Newcastle, și urmărește mingea, n-ajungem, iată fază, ce fază, călcă-i bun, oh, lovitura de cap, aproape de 3-0, aproape de 3-0, nu-i nimic, băieți, am jucat bine, nici un șut pe poartă, ne arată grafica pentru Ipswich Town. Au încercat pe centrări, credeau că pot marca cum a făcut-o Wolverhampton, ei n-au fost în stare, nu știu dacă vor reuși să mai dea gol. Sau poate vor da, dar vor mai primi cu siguranță, la cum joacă Newcastle în aceste momente, Hunter, iată bine, vine aici, călcâi, n-a fost un călcâi, așa credeam eu, am încercat să trebuie de doi jucători, n-am reușit. Și iată, ce se poate întâmpla la această fază, să vedem. A. Nu se poate întâmpla mare lucru. Ipswich nu găsește soluția.
momentan de a... Oh, cât de aproape am fost de a recupera balonul. Nu găsesc o soluție de a fi periculos la poarta noastră. Nu, aici am cerut pasă prost. Acum Ward. Haideți, băieți. Bine, haide, 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 mă. Joacă, joacă mai rapid acolo. N-am prea atins balonul ultima perioadă. Poate acum, da. Oh, ce s-a întâmplat? De ce nu s-a dus în minge? Da, e aici o greșeală, o mică greșeală de comandă. Bun tackling-ul ăsta, bun tackling-ul ăsta și este periculos. O pasă bună, să vedem. Au, tackling-ul perfect, haide. De ce am zis să dau drumul la pasă? Am încercat dribbling-ul, scăpam singur cu portarul. Dino, exagerez, Dino. După ce că-ți dau goluri peste goluri, mai faci și figuri. Ispic a luat două goluri rapide, două goluri ce, iată, au cam scos-o din joc. Minutul 80, scorul a rămas tot 2-0. Ispic acum o centrare, preluare pe piept, suntem calmi. Întoarcem, haide, hai să nu mai întoarcem așa baloanele. Ajung la balon, ce pasă bună dau, asta e o pasă bună. Haideți să vedem ce vom face. Alerg, dar degeaba, pentru că pasa dată e una slabă. Ce păcat, păcat că am avut șanse. Am avut șanse, este minutul 86, pe final de partidă, nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Cum spuneam, chiar dacă 2-0 e un rezultat periculos, o pasă bună acum și eu mai departe. Foarte bine, Hunter, ce bine l-a văzut, asta e o bună, o pasă foarte bună, zic eu. Dar, din păcate, din nou, nu se dă drumul la pas în momentul potrivit. Aici puteam că-i prinsesem. Era o fază rapidă. Haideți, băieți, să vedem. Recuperăm din nou balonul. Cer pasa. Ajunge mingea la mine. Jucăm în pase scurte. Așa ar trebui. Bine. Și iată cum plec. O pasă foarte bună. Alexander. Hunter. N-a mai ajuns. E fault. E fault de galben. Nu, dar arbitrii dă punct de punct final. Câștigăm cu 2-0. Mergem mai departe în cupă. Ceea ce e bine. Ceea ce e foarte, foarte bine în imaginea Alexander. Reușim să câștigăm cu 2-0. Ispic, după ce reușise să elimine pe Manchester City, credea că poate elimina și Newcastle. Însă nu e așa. Newcastle joacă foarte, foarte bine. Câștigăm cu 2-0. Un gol. Bun, Manchester bate cu 1-0 pe Norwich, Arsenal 1-0 pe Huddersfield. Vor fi meciuri oricum interesante în următoarea partidă. Primim 750 bonus că am fost titular și 150 pentru gol. Iată, avem 53.000. Bun. 97.146 de followeri, ceea ce e bine. Ceea ce e bine. Mergem mai departe. Vreau să văd cum se treabă în clasament. Am căzut până pe 6. Până pe 6 e oricum un duel strâns. E un duel strâns. Vom vedea ce se va întâmpla. Dragilor, aici se va termina episodul. Eu am fost X-Breaker. Sper că v-a plăcut. Hunter din nou marchează. Câte un gol pe meci. Până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa.